Grupul Rompetrol și acționarul majoritar KAZ Munai Gaz au finalizat cu succes programul de modernizare a rafineriei Petromidia. Creșterea capacității de procesare de la 3,5 la 5 milioane de tone de materie primă și trecerea la producția exclusivă de carburanți Euro 5, precum și alinierea producției în acord cu cererea de produse petroliere din România, dar și din regiunea Mării Negre. Valoarea totală a investițiilor în program se ridică la peste 380 de milioane de dolari. Practically speaking, this implementation is totally in accordance with Rompetrol and KAZ Munai strategy to extend and develop refinery assets here in Romania. And of course, when we are talking about implementation of this project will give us possibility to be more efficient from refinery capacity utilization point of view and from products quality point of view, and of course it will help us to have more efficient refinery from utility and energy consumption point of view. Grupul Rompetrol are operațiuni în 12 țări, cu majoritatea operațiunilor și activelor în România, Franța, Spania și Europa de Sud-Est. Strategia companiei vizează consolidarea activităților din regiunea Mării Negre și dezvoltarea operațiunilor în Turcia și Ucraina. Aproximativ 170 de milioane de dolari au vizat construcția instalației de hidrocracare blândă. Aceasta susține obiectivele companiei de creștere a producției anuale de motorină de la 1,5 la 2,5 milioane de tone.